și n-am știut să semnez. Și l-am adus pe socrul meu, m-a învățat semnatele în locul meu acolo și până la urmă am zis că ce, eu nu pot, pot și eu să învăț și cu ocazia asta învăț și copilul, învață și copilul lângă mine, învăț și eu lângă copil. Se creează premiza, dacă proiectul va continua, ca acești tineri și nu chiar tineri să poată continua să finalizeze o clasă, apoi să finalizeze liceul la forme de învățământ serale sau alte forme de învățământ. Ne-a fost foarte greu la început, nu știam și noi să scriem, să citim cum trebuie. Știam ceva, dar cât de cât nu ne descurcam. Și de asta am venit la școală pentru a învăța, să ne descurcăm și noi în viață mult mai bine și mai ușor. Și am găsit o doamnă în vârstă, în clasa pregătitoare, ședeam bancă în timpul orei cu copilul dânsei. Și am întrebat ce e cu doamna asta, ce a venit să învețe mai mult pentru că este elevă la șansa a doua. A fost un lucru extraordinar pentru mine. Am stat de vorbă cu dânsa și am înțeles dorința de a învăța mai mult, de a ști mai mult. Când am auzit, am vrut amândoi ca să venim să învățăm amândoi. N-am mai lăsat că mă duc eu să învăț eu și tu să nu înveți. Nu, amândoi. Pentru noi ca instituție, se vede acum în urma lui că a însemnat foarte mult. Pe de o parte, pentru elevii pe care îi educăm noi, în ciclu primar și gimnazial, s-a constatat scăderea riscului de abandon, pentru că elevii noștri sunt copiii elevilor pe care i-am avut în proiect. Părinții lor au fost elevi în acest proiect. Și în urma acestui an școlar, pentru că s-a derulat pe parcursul unui an școlar, am văzut schimbarea atitudinii părinților față de proprii copii, în ceea ce privește școala. Nu merg la școală la noi, fetele. Merg acum, au început să meargă, fac și ele de 4 clase și gata. Că nu e voie, sunt mari deja. Așa e tradiția la noi. Gradul de abandon era foarte mare, mai ales în rândul fetițelor de etnie romă, pe care nu le mai aduceau la școală după absolvirea ciclului primar, logodindu-le în legile lor, urmându-și legile dincolo de școală. Deja se trăgea o linie între ei și școală. Chiar zilele acestea am avut o întâlnire cu romii de aici și le dădeam exemplu o fată de etnie romă din nu știu ce țară, nu știu dacă din România, care are unul dintre cele mai mari IQ-uri din lume. O fată care, dacă nu mă înșel, trăiește la Londra, este extraordinar de competentă și iată, le spuneam că singura cale și a noastră și a etniei rome de a face pași înainte, de a încerca să schimbăm imaginea față de noi și față de ei, pe care, în primul rând, occidentalii o au, este șansa de a învăța și a dovedi competența și cunoașterea. Da, mă ajută, pentru că pot să mă descurc dacă vine cineva și îmi cumpără ceva. Acum știu să număr, știu să socotez, știu să... Deci nu mă mai încurc să întreb cât îmi trebuie să-mi dea omul ăla pe un pitic și o cipărcuță. Mă va ajuta să le dau copiilor mei educație mai bună. Ne ajută că știm să citim, în primul rând. Acum ne uităm și noi peste tot, știm ce scrie în stânga, știm ce scrie în dreapta, la televizor. Ne descurcăm mult mai bine decât înainte. În acest an am avut pur și simplu o dublare a elevilor care s-au înscris la grupa pregătitoare și la grădiniță față de anii precedenți. Ce a însemnat asta? Oamenii au văzut că școala reprezintă fundamentul pregătirii lor. Au văzut că prin școală pot să ajungă mai ușor la cunoaștere. Și atunci, iată, din 15 elevi pe care aveam la grădiniță sau la grupa pregătitoare, am ajuns acum la 40 și ceva. A trebuit să solicităm inspectoratului școlar un post suplimentar de educator pentru că n-am putut face învățător, pentru că n-am putut face față cerințelor pe care le-am avut. E fantastic. Proiectul a constituit un motiv extraordinar de a dota școala cu mobilier, cu calculatoare și nu numai. Iată câteva dintre avantajele pe care noi le-am avut participând la acest proiect. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni.